Leo Kuchwalek este probabil cel mai în vârstă instructor de înot din lume, însă chiar și la 102 ani, bărbatul continuă să-și țină cursurile la acest bazin din Berlin. Înotul, ați ghicit, este pasiunea lui Leo. Pentru mine, a face sport este una dintre marile bucurii ale vieții. Mișcarea l-a ajutat mult pe Leo să își păstreze vitalitatea. Fost lăcătuș, el nu a renunțat la un stil de viață activ nici după ce s-a pensionat, acum 40 de ani. A obținut calificarea de instructor de înot și a început să țină cursuri pentru copii. Îmi place să fiu alături de copii, fac totul pe gratis. Peste 1000 de copii au învățat să înoate datorită lui Leo, pe care vârsta nu-l deranjează. Câți ani are Leo? 102. Vine în ajutor la nevoie și este foarte răbdător. Mi se pare nemaipomenit să ai un instructor în vârstă de 102 ani. Mi-ar plăcea să am un profesor de aceeași vârstă. Colegii lui Leo îl admiră la rândul lor. Suntem fericiți că este coleg cu noi. Se ține atât de bine pentru vârsta lui. Are umor și se poartă foarte frumos cu toți copiii, ceea ce îl ajută să rămână tânăr. Nu mai sunt chiar atât de tânăr. Dar tânăr la suflet? Sufletul, da, mi-este tânăr. Pot face tot ceea ce vreau. Vreau să mai îmbătrânesc un pic, de pildă. Nu sunt încă atât de bătrân. Copiii așteaptă ca Leo să sară în apă. În fiecare joi, negreșit. E rândul tău. Nu pot. Când eram mai tânăr, obișnuiam să sar de pe placa de 5 metri. La revedere!